Săptămâna dedicată lui Constantin Brâncuș a fost încărcată de evenimente. Zeci de elevi și profesori au participat la atelierele de creație și la expozițiile găzduite de Palatul Culturii Teodor Costescu. La final, organizatorii s-au declarat încântați că tineri de la diferite școli au luat contact astfel cu opera marelui sculptor. O întreagă săptămână au avut la dispoziție severinenii pentru a cunoaște mai bine opera lui Constantin Brâncuș, dar și pentru a afla detalii din viața acestuia. Elevii Liceului de Artă Ioan Ștefan Paulian au închis seria evenimentelor dedicate marelui sculptor. Am aici, cred că, cele mai populare lucrări, cum ar fi Coloana Infinitului și Poarta Sărutului. Acesta te inspiră pe tine? Da. Ce desenezi? Poarta Sărutului. Am ales această lucrare deoarece simt că mă reprezintă. A fost întotdeauna ceva foarte special pentru mine de când am fost prima dată acolo. Aici am desenat Poarta Sărutului. Este o lucrare de Constantin Brâncuș care pe mine mă inspiră. O oferă o puritate și o iubire. Spune-mi, în ce casă? În clasa 10 la Liceul de Artă Ștefan Paulian. Profesorii spun că astfel de evenimente reprezintă prilejul perfect pentru a-i apropia pe tineri de valorile acestei țări. În plus, pot descoperi adevărate modele pe care le pot urma în viață. Am venit să încheiem această săptămână dintr-o activitate. Unii se focusează mai mult pe partea de grafică, alții au predilecții mai mult pe partea de culoare. Unora chiar le-a plăcut ideea de a modela un fel de replici după marile lucrări ale sculptorului Brâncuș. Ne bucurăm din tot sufletul că Palatul Culturii Teodor Costescu găzduiește un astfel de atelier consacrat memoriei marelui Constantin Brâncuș, că avem acești profesori inimoși, foarte deschiși și acești tineri remarcabili care reușesc să creeze o atmosferă pe de o parte de reconstituirea personalității brâncușiene, dar și să readucă în spațiul vieții noastre de zi cu zi tulburată de această teroare a istoriei o oază de frumusețe. Lui Constantin Brâncuș îi este atribuită înnoirea limbajului și a viziunii plastice în sculptura contemporană. Este mesagerul unui popor cu un simț artistic aparte, despre care însuși Brâncuș spunea că are uneori tendința de a nu-și aprecia suficient de mult valorile.